gropi, noroaie, bălți și oameni care caută să găsească un locșor mai uscat unde să poată pune piciorul. Ne aflăm în Buzău, unde pe strada Primăverii, în loc de flori, cresc gropi, crevase și canale fără capace. Aici în colțul nostru, deci pe strada Primăverii, începând de la liceul numărul 1 până la biserică, deci strada figurează, așa am înțeles că figurează ca asfaltată, dar nu e asfaltată. Și când plouă sau când sunt intemperii din astea, noi aici ieșim cu barca, cu cizme, ca să mergem și noi până în Dorban sau în oraș, trebuie să ne luăm pungi, cizme. Gurile de canal sunt mult prea sus pentru a prelua apele pluviale. Și cum au căzut cantități impresionante de zăpadă, topirea lor a creat adevărate bălți, din care doar peștele mai lipsește. Aici, dacă veneați săptămâna trecută, inclusiv luni dimineață, dădeam la pește, dacă ne luam bețele și veneam aici, dădeam la pește. Deci era apa până la aproape de genunchi. Noroc cu un vecin care are cunoștințe la compania de apă. După mai multe sesizări, a reușit să urnească o echipă de la compania de apă care să se ocupe de canalizarea din zonă. Acum oamenii speră că va veni și o echipă de la Urbis care să astupe gropile și să peticească strada, că de asfaltat ar fi o adevărată minune. Poate doar când vor veni din nou alegerile, cineva din primărie se va gândi că și strada Primăverii aparține tot de municipiul Buzău.